Shift Soldier 70 din seria cele mai enervante jocuri din lume și are originea în același joc și întrebarea, măi, unde mai găsesc eu lucruri mai enervante decât în Sekiro? Haideți să începem, pentru că găsim destule lucruri. Locul întâi, avem expoziția prea lungă. Momentul acela în care îi se povestește omului vreo 5, 6, 7 minute ce se întâmplă în lume. Mă, arată-mi, nu-mi spune. Bagă-mă în mijlocul acțiunii, dăm câte un flashback, pune-mă în misiuni, fă-mă cumva să strâng eu piesele cap la cap. Deus Ex are 45 de minute sau o oră de expoziție. Nepotul meu, chiar lui jocul, nepotul meu a crezut că e film și l-a oprit până la urmă, nu s-a mai jucat. Eu am avut mai multă răbdare. L-am lăsat să meargă, pentru că nu poți să-i dai skip. Povestește toată acțiunea din celelalte jocuri dinainte. Nu aveam nevoie. Și la polul opus, ai jocuri care sunt la 15-a, 20-a generație, care încă după ce toată lumea știe cine e Assassin's Creed sau Spider-Man, toată lumea știe aceste personaje, ești pus să înveți din nou toate aptitudinile. De pe ce buton se arde, pe unde se sește, mă, așa, așa. Știm deja. Lasă-ne în pace. Ca o paranteză, avem ultimul Tomb Raider, care a înțeles că oamenii știu deja controlele și a dat tot armamentul de la început personajului pe care îl joci. Niciuna dintre îmbunătățirile pe care le poți aduce personajului nu are vreo valoare, pentru că ești deja destul de puternic. Da, știi să controlezi 3, 4, 5 piese, dar dă-mi o poveste nouă, aruncă-mă din nou de pe un vas să-mi pierd toate sculele de la mine. Nu, dar tot. Ce mai creștem noi aici? În același timp, obligându-mă să trec peste 3 minute de poveste cu ce s-a întâmplat în episoadele anterioare. Am cumpărat deja două jocuri, e al treilea, știu ce se întâmplă. De expoziție prea multă sunt vinovate și filmele, atât de multe filme. În unele merge, în Love and Monsters a mers, a fost scurt, s-a înțeles. În Pacific Rim nu a mers, a fost prea lungă, puteau să pun un pic de acțiune. Așa sună expoziție prea multă. Era o vreme de conflict neterminat. Gonghinen și Lord Ginel se băteau zi de zi pe câmpul de luptă. Războiul etern nu se schimba de mii de ani, când o parte câștiga un kilometru, când cealaltă venea și câștiga un kilometru înapoi. Înconjurați din toate părțile, cavalerii Carcatului s-au văzut în fața morții singure și au făcut un jurământ că vor lupta până la ultimul om. Totul pentru a proteja pe regina Habina Namina. Cuforul lui Ciofri Trofri trebuia protejat, astfel cavalerii l-au luat în spate și doar doi, Homen și Titinii, au fugit cât au putut cailor de departe. Unii spun că potcoavele lor au făcut potcoave și beșicilor l-au făcut beșici de cât de departe au alergat ca să ascundă cufărul. În acea adâncime mare de oceane și de mări este și în ziua de astăzi cufărul negăsit, căutat de mii de oameni de-a lungul milenilor de ani. Treaba asta durează până la urmă când ți se dă voie să piu, piu, apeși două butoane. În același timp, jocuri puțin mai inteligente fac descoperirea poveștii inițiale scopul jocului. Și ai ceva de descoperit, efectiv. Iar altele te duc prea departe în descoperire și prea multe flashback-uri, prea multe amintiri încât te plictisești. Zi, măi, ce se întâmplă, nu? Mă tot băga din poveste în poveste, în poveste, în poveste. Am și o viață. Și aici este problema. Problema este la oamenii care au și o viață. Când vii seara de la lucru și vrei tu să te joci o oră și în ora aceea trebuie să te uiți la ce s-a întâmplat în celelalte jocuri, deci ok, mi-a mirosit timpul. Vrei să fii băgat direct în câmpul de luptă, direct să iei controllerul și să începi să iei decizii bune sau rele. Afli pe măsură ce jocul se dezvoltă, ce ai de făcut, care este lumea în care trăiești și cum ai ajuns acolo. Nu trebuie să-ți spună nimeni o poveste. Următorul lucru care pe mine personal mă enervează la jocuri este schimbatul butoanelor pe controller. Poate nu deranjează pe toată lumea. Avem aici un controller OG de PlayStation 2. Dacă în 5 jocuri sar de pe X, de ce mă pui în al șaselea joc să mă rostogolesc de pe X sau să lovesc cu X? Nu putem să cădem cu toții de acord că așa cum apeși înainte să mergi înainte, nu dai înapoi, trebuie să poți să apeși, să muți controlele, să le faci universale pe mai multe jocuri. Gândiți-vă, când eram mici și aveam Mario, un buton apăsam înainte și sare, înainte și sare, atât. Asta era tot, două butoane, n-aveai cum să te încurci și tot muream. Când trebuie să apeși înainte, left, apăsat și triunghi, ca să faci nu știu ce combo, ca să iei puncte, trebuie o hartă pe ecran. Un exemplu perfect al încurcatului butonului este The Last Guardian. În toate jocurile din lume, în majoritatea lor, de pe X-ari. Nu aici, nu, triunghi. În restul jocurilor de pe triunghi ridici. Nu și aici. Ne cerem scuze. În momentul decisiv în care în tine a intrat reflexul pentru că gata, ai murit. În unele jocuri, indiferent cât de mult ai învățat să parezi, uneori pur și simplu jocul decide că nu este momentul să parezi, ci este momentul să mori. În altele, atunci când ai sărit și ai crezut că te prinzi liniștit de margine, din nou nu. Nu, a fost doar o sugestie din partea ta, tu ești ok să cazi în râpă, nu trebuie neapărat să te... jumate din
tot avans un joc. Suntem serioși aici. La fel, atacul inamicilor pe care îl cunoșteai până atunci, dintr-o dată se îmbunătățește. Dacă știai că un inamic poate să dea în stânga și în dreapta, în momentul în care tu te lansezi să-i dai lovitura de grație, el dintr-o dată poate să facă lovituri de 360 de grade. Cine ar fi știut? Așa cum această cameră nu reușește să mă ia în cadru și alte jocuri, indiferent cât de bune sunt, reușesc câteodată să piardă din cadru unele lucruri, cum ar fi realitatea. În Uncharted, de exemplu, vine momentul în care trebuie să sari într-o mașină, într-o barcă, într-un jet ski, să fii sub un jeep, într-un camion și să fugi cât poți de tare de toți inamicii care sunt pe lângă tine. Dacă ești pe apă, vin și butoaie de dinamită, de explozibil înspre tine și peste tot strategic sunt suficient soldați, atât în mașinile care merg paralel cu tine și ar putea să te izbească oricând, cât și parcați pe marginile râului, încât să invadeze o țară. Dar toți acești soldați, pe semne antrenați, reușesc cumva să nu tragă într-o singură țintă. Piedicile sunt puse în așa fel încât să treci exact pe lângă ele, de ce să pună cineva o barieră pe care sigur o lovești, când poți să-ți dea opțiunea să faci zigzag? Ca să fim corecți, în Uncharted cel puțin poți să mori de câteva ori înainte să ajungi la final. Dar e prea simplu, pentru cât de greu arată. Tu ești cu mitraliera, în fața ta e un elicopter, pe un tren în mișcare, e cam game over pentru tine. Și totuși reușești să dărâmi elicopterul cu un pistol. Jocurile cu decizii sunt la fel de enervante. S-a dovedit că nu au nicio valoare. Te pun să decizi doar ca să-ți dea o statistică la final pe ce parte ai ales. Ești un shepherd bun sau un shepherd rău, dar deciziile nu au avut mare valoare. Sunt unele jocuri, cum ar fi Detroit Become Human, în care deciziile tale pot să ducă la salvarea sau la pierderea unor personaje. Însă jocul în final, ca și concluzie, se termină cam pe acolo, doar că ai pierdut tu mai multe personaje. Until Dawn, termin doar tu jocul și ai pierdut toate personajele, scuze pentru spoiler, și aici la fel, termin doar unul din tine și îți pierzi toate celelalte personaje, ceea ce este deranjant. În The Walking Dead, indiferent cât de des te întorci înapoi pentru a lua decizia bună să o salvezi pe Sarah, cred că Sarah o chema, nu poți. Ai rejucat din nou jocul degeaba, nici o serie de decizii diferite nu o va salva pe fata aia. Deciziile care te fac să pari că ești implicat în joc și că tu ghidezi jocul sunt o iluzie. Ești făcut să crezi că ai mai multă putere în joc decât ai, el are un scenariu orice ai face. Cumpărarea de iteme, de echipament, de la joc sau de la personaje din joc, cu cheltuială mare și efort mult, doar ca în câteva secunde sau minute să îl găsești atârnat, aruncat undeva pe jos. Această problemă apare tot mereu, lucru care te face să nu mai ai încredere în joc și să nici nu cumperi lucruri de care ai nevoie crezând că le găsești oricum mai târziu. Astfel, crescând cu această mentalitate, e destul de greu să fie și implementat un sistem mai bun pentru noi, prin care nu găsești lucrurile pe care le cumperi oricum, pentru că noi suntem deja setați să nu mai cumpărăm sau suntem să cumpărăm. Când îți păstrezi toate gloanțele, în caz că mai ai nevoie de el la cine știe ce secțiune grea, nu ajungi niciodată la acea secțiune grea sau pur și simplu schimbi arma cu totul pentru că ai găsit una mai bună. Când îți păstrezi arma cu gloanțele acelea și tu te-ai chinuit, ai luptat pe stealth și ai pierdut mult timp degeaba, enervant. Colectarea de lucruri. Nu am reușit până acum să termin niciun joc mai mult de 60% pentru că prea multă pierdere de vreme după atât de multe elemente aruncate peste tot pe hartă. Elemente repetitive cu speranța că îți vor deschide o cale nouă, ceva nedescoperit până atunci în joc, sau recompense noi, care în final nu fac altceva decât să te obosească. Acum dacă arzi toată ziua pe acasă degeaba, îți permis să arzi timpul jucându-te, dar dacă trebuie să mergi la lucru, la școală, cursele cu mașini sau cu motocicletă sau cu alte elemente de curse, în jocuri care nu sunt făcute pentru asta, cu unele excepții, Uncharted, Mad Max, deși e făcut să fie de curse, mie mi se pare de... cu unele excepții poate să funcționeze, însă sunt dezvoltatori de jocuri care doar la asta lucrează. Un joc întreg e basat doar pe curse, nu ai cum un element de cursă pus într-un joc de război să fie la fel de bun ca făcut de un dezvoltator care se ocupă doar de curse. Dacă am ajuns cu Nathan Drake pe jos sau cu avionul pe insulă și o străbat pe toată pe jos, printre inamici, sunt destul de sigur că nu decid la un punct din misiune, lasă-o încolo, hai că iau mașina, jeepul ăsta și fug prin mijlocul câmpului, lucru pe care nu l-am făcut deloc până în acel moment, m-am ascuns una într-una în hartă. Dincolo de râul acela infestat cu inamici, e o junglă, eu merg prin junglă, că prin junglă am mers până acum. Un alt lucru enervant. După ce un personaj este deja cunoscut de vreo 10 ani în lumea gamingului, da, Assassin's Creed, toată lumea știe jocul, are, nu știu, 15 versiuni deja. Și tu m-ai pus să joc jocul și mi-ai dat tot echipamentul de la început pentru a-mi arăta
prologul, cum a început totul, expoziția, nu mă lăsa imediat după aceea fără echipament, pe care deja eu cumva am început să, știam oricum cum să-l folosesc, dar am început să-l folosesc, iam toată tursa din spate și pune-mă să învăț din nou mișcările. De asemenea, fă din meniu opțiunea de a da la o parte tutorialul de începere, pentru că poate eu joc al 50-a oară și nu vreau să pierd timpul cu tutorialul, știu deja ce fac toate butoanele. Altă problemă cu mașinile. Ai reușit să evadezi dintr-o zonă periculoasă. Gloanțele zboară în stânga și în dreapta ta. Inamicii se apropie de tine. Le auzi clincătul armelor și a grenăzilor lovindu-se una de alta, tot mai aproape de tine. Vezi un automobil, sari în el, pe locul șoferului, apare un tovarăș de-al tău în mașină, fugi înspre el doar ca să-l vezi pe nefericit cum se dă la o parte din scaunul șoferului și te pune pe tine să conduci. Ai condus până acolo, știi să conduci. Mergi mai departe, lasă-mă în pace, trag eu, condu tu. Iar aceste momente se întâmplă cel mai adesea când trebuie să începi să o iei înapoi pe același drum pe care ai ajuns acolo. Rejucatul hărții e un design clasic. Nu am în jurul meu un joc care să nu fie vinovat de asta, indiferent cât este de bun. Odată ce ai desenat o hartă, măcar o joci de câteva ori și când te duci și când te întorci, poate mai treci pe acolo de 2-3 ori că ai uitat să faci ceva. Unele jocuri au neobrăzarea de a-ți arăta zone sau cufăre pe care încă nu poți să-l deschizi pentru că nu ai echipamentul potrivit, semnalându-ți faptul că, bă, te întorci aici, lasă gălie mai departe. Pune-l în altă zonă unde nu poți să ajungi acum oricum, nu mi l-a arătat, bă, joc de mine degeaba. Mai departe, pentru că lista e lungă, avem jocurile pe de o parte care n-au niciun punct de salvare și sunt enervante în alt episod, dar sunt și jocurile care au punctul de salvare exact înaintea unui cutscene, cinematic, fără de care puteai trăi, nu mai pierzi timpul din nou, hai pune save-ul după. Sau ești aproape de bossul final, un boss final, ai omorât toți inamicii micuți și atent, ca nu cumva să faci vreo greșeală, să arde pe o liană pe alta, pe o clădire pe alta, într-o zonă într-alta, inima îți bate tare, mâinile sunt transpirate, ești atent la ce urmează să se întâmple foarte tare și ai călcat greșit. Ai reușit să mori și să trebuiască să faci totul de la început până acolo. Totul foarte simplu, enervant, de rutină deja. Mă întorc la același joc, ar putea să fie top 10 lucruri pe care le urăsc la Sekiro. Înainte să te bați cu Seiko Betsivu, ai o grămadă de inamici pe care trebuie să-i omori înainte să te bați cu el și pe lângă faptul că el, inamicul final, învață două mișcări noi pe care nu le-ai mai văzut până atunci în timp ce te lupți cu el, apare de nicăieri gică nimeni care te împunge din spate și ai pierdut jocul. Trebuie să iei de la capăt. Nu de la începutul jocului, de la începutul punctului de salvare care este în spatele tuturor inamicilor micuți. Așa că iei de la capăt. Un pic mai relaxat, deja ai trecut prin acei inamici, nu-ți mai e la fel de greu să-i omori, i-ai bătut deja de 10 ori și primul arcaș te împușcă. Ai curățat toți inamicii de pe hartă, te apropii de cel final, cu atenție să-ți faci ultima manevră, să lovești punctulețul acela roșu, controlerul nu vrea să reacționeze, jocul nu vrea să reacționeze, ți-ai arătat poziția și mori. Sau sar de pe o creangă, un pic pe lângă și mori. O iei de la capăt, te duci drept în fața inamicului tău, apeși cu toată puterea pe butoane și mori iarăși. Faci treaba asta de câteva ori și până la urmă pui controlerul jos, închizi jocul și pleci. Sunt foarte enervante punctele de salvare în momentul nepotrivit. Problema cu întorsul de la începutul poveștii e în faptul că devine repetitiv și nu mai e distractiv să faci același lucru la nesfârșit. Mori în GTA aproape de finish, trebuie să iei cursa de la capăt. Misiunile care nu au niciun scop. Primești misiunea X, du-te și găsește pe călărețul Andrei că a furat aurul lui Ion. Da? Te duci și o să-ți dau o recompensă în schimb. Te duci, îl omori, primești recompensa, o bucată de echipament care e mai slabă decât echipamentul pe care îl ai deja. Hei, am găsit și discul cu Dark Souls. Tare. Povestea cu Calul este din The Witcher, o grămadă de misiuni secundare, într-o hartă foarte frumoasă pe care o plimb din stânga în dreapta și iei un milion de tone de săbi și de iatagane de peste tot, care în final nu-ți dau atât de mult nimic din ce ai dori să ai. Jocul e fain totuși, dar tare mult timp pierdut pe harta aia. Nivelul de dificultate al inamicilor tăi nu înseamnă că au mai multe aptitudini, sunt mai buni sau mai stealthy, înseamnă God of War doar că au mai multă viață. Adică, trebuie să faci aceeași lovitură pe care ai învățat deja să o faci pentru mai mult timp. Asta e tot. Sau, dacă v-a crescut nivelul în mod egal, nici măcar nu pentru mai mult timp. Este mai dificil fără niciun scop final. De asemenea, dacă ai un joc în care împuști oameni, să îi faci mai absorbanți la gloanțe nu înseamnă mare lucru, înseamnă doar că trebuie să îi împuști de mai multe ori pe aceiași inamici slabi și devine și mai plictisitor jocul. În Fallout 4, nu l-am aici, singura diferență la nivelul crescut al monștrilor față de înainte era mai multă viață.
Atât. Nu se mișcă mai rapid, nu se teleportează nicăieri, nu te lovesc cu coada miraculoasă ieșită dintre coaste. În alte jocuri, cum ar fi Phantom Pain, inamicii devin mai inteligenți, folosesc mai mult din arsenal, se ascund mai bine și e mai greu să îi prind și să îi omori pe măsură ce dificultatea crește. Zidurile peste care nu poți să treci de jumătate de metru, banda de poliție de care Batman, care călătorește prin ziduri și se urcă pe toate clădirile și trece prin inamici, nu mai poate întotdeauna să treacă. Poate să facă orice, dar nu să treacă de banda galbenă de poliție. Pune o mașină acolo, pune ceva vizibil puternic prin care nu poți să treci ca personaj, dar nu-mi dau un gărduleț micuț care îmi sfarmă iluzia unei lumi pe care poți să o explorezi. Unele jocuri pur și simplu nu-ți arată marginea hărții. Când te apropii de ea, vine un vânt puternic care te suflă înapoi, pentru că vântul deja este un element care face parte din joc. Fă asta. Batman Arkham Asylum este un exemplu ridicol, clasic, l-am jucat pe PC, nu am disc, care era plin de zone pe care nu le puteai explora și erau închise cu bandă de poliție. A ajuns la nivel de glumă, era geniu detectiv, miliardar, inventator care nu poate să treacă de scoci. Misiune de escortă, unde trebuie să conduci pe cineva din punctul A în punctul B, fie să-ți dea o recompensă, fie să arate unde trebuie să ajungi. Chiar și jocurile făcute cu două personaje în minte pot să fie extrem de nervante. Ori atunci când apare pentru o perioadă scurtă de timp personajul pe care îl plimbi, ori se mișcă prea încet și trebuie să stai după el, vii, că dacă nu stai, rămâne în urmă și nu mai știi ce se întâmplă, ori se mișcă prea repede și nu știi încotro să o iei, ori cel mai enervant lucru, chiar și aici, îți stă în cale. Încerci să intri pe ușă, încerci să te duci în stânga. Jocul știe că trebuie să mergi, pentru că acolo este destinația ta și îți pune personajul în față. Și zici, na bine, acum ce facem? Ne dăm la o parte, stânga, dreapta, care merge înainte? Unele jocuri fac un sistem bun, Red Dead Redemption, poți să-ți apăsa pe un buton și stai mereu aproape de personajul pe care îl joci. În The Witcher îmi place, calul nu e mereu lângă tine. Pe cal îl fluier și vine după tine. Nu te încurci de el. Tot în The Witcher, dacă ești cu un tip care trebuie să te ducă la tavernă, nu știu ce se întâmplă acolo, în ritmul în care mergi, tu merge și el. Dacă nu știi treaba asta, așa am pățit și eu, mă tot opream după el. Hai mă, hai. Hai, până la urmă m-am luat la fugă și a fugit și el după mine. Lupte cu inamici care nu și-au locul acolo. Ai început să te acomodezi cu jocul, ai intrat într-un vibe, e distractiv, pam, de nicăieri. Muzica se intensifică, zici, ok, de unde a apărut ăla? Unde e? Ce se întâmplă? Eu mă gândeam să merg acolo în punctul ăla să văd ce mai explorez, dar se pare că jocul are altă părere. Vrei să avansezi un pic în joc? Ghinion, ai niște ceață în față, nu poți să treci prin ceață. Și vezi că e un taur acolo, dar e un taur alb mare cu flăcări în frunte. Sunt doi tauri, unul e alb mare, unul e alb negru cu flăcări în frunte. Nu poți, nu, acum asta e, ai murit. Te salvezi, fugi înapoi, jumătate de oră înapoi și ai încoace, bate-te cu toată lumea și pe aia discutăm din nou, ai murit iarăși. Doar dacă ai ști că trebuie să lovești de 3 ori să fugi, lovești de 3 ori să fugi, arunci petarde, lovești de 3 ori și fugi. Doar dacă ai ști treaba asta. Dar nu poți decât să mori de 10-20 de ori până afli asta și după aceea să mergi înainte. Ce, ai intrat în curte altcuiva? Un exemplu bun de un joc este Uncharted 2, unde trebuie să te lupți împotriva tancului. Ai clădiri unde te poți ascunde, ai armament, ai mai multe oportunități prin care să-i faci față inamicului foarte puternic care îți stă în față, nu o încăpere de 4x4 în care, na, bateți-vă până la moarte, nu ai ce să faci. De asemenea, atunci când te lupți cu un boss, ai ingineri în spatele jocului. Dacă i-am dat o lovitură puternică în mână, fă niște sânge să sară de acolo, mâna să se ducă mai în jos, nu pune doar o bară de status care se duce în jos, că nu are nicio valoare. Fă să se miște mai greu. Dacă eu sunt atacat de un inamic care mi-a smuls ceva din corp, destul de important. Multe exemple din Sekiro. Îmi cer scuze, ce mai rece joc pe care joc. Există un inamic, The Headless, cel fără cap, care smulge coloana vertebrală. Păi nu mai poți să joci după aceea. Aceea ar trebui să fie mișcarea finală, ai murit. Dar personajul nostru se ridică și se luptă mai departe. Na, scuză-mă. Există și lupte cu boși bune. În God of War, primul personaj cu care te bați puternic este și ultimul personaj. Îmi cer scuze pentru spoiler. Când m-am bătut prima oară cu el, am avut emoții, am avut până la urmă. Și în ambele întâlniri se vedea pe corpul ambelor personaje degradarea fizică prin care trec, faptul că obosesc, faptul că sunt răniți. Adaugă realism. Și mai adesea luptele finale pe jucătorul de rând îl fac să stea ascuns cu minte într-un colț, rugându-se ca ultima lovitură pe care poate să o mai dea sau să o primească el și pe care poate să o dea inamicul să nu vină asupra sa. Să reușească cumva să sară în momentul potrivit încât să nu trebuiască să o ia totul de la capăt. Mersul încet pentru vindecare sau ascunsul pentru vindecare. Sunt o grămadă de jocuri în care problema mersului încet este în sine o problemă. Doar pentru că mergi aplecat și mai încet, asta nu înseamnă că faci mai multă gălăgie, ba chiar
poate fi demonstrat că mersul a plecat face mai multă gălăgie de la încălțăminte decât mersul efectiv în picioare tiptil, pentru că te poți agăța de ceva, poți să scormonești pământul cu picioarele și te-au prins inamicii. Mă uit la Far Cry. Dacă un inamic te-a rănit, că ți-ai bandajat nu știu ce acolo rapid, nu înseamnă că te-ai vindecat. Ești rănit, ești lovit, trebuie să stai câteva luni să-ți revii. Sau să mori și să o iei de la capăt. Deși îmi plac jocurile, Uncharted și Tomb Raider sunt cele mai vinovate de acest lucru, nici măcar nu trebuie să te vindești tu fizic să folosești ceva strâns din natură, ci jocul o face automat. Bine, dacă nu dai la nivel mai mare al dificultății, moment în care se întâmplă oricum automat după ce s-a terminat bătălia, nu se întâmplă tot mereu. Iar la final cel mai enervant lucru din joc ești tu, ești jucătorul, care ori are prea multă încredere în el și se aruncă în gol, ori e prea atent și nu atacă destul de puternic inamicul și pierde pentru că lasă să-și revină, ori că pierzi în sine timpul cu jocul. Inamicul universal al tuturor cred că este întârzierea, este lag-ul, fie că este între ecran și consolă, fie că computerul a pierdut un cadru, fie controllerul, dacă e fără fir, nu are și să fie la fel de rapid, sau chiar dacă e, sau nu l-ai apăsat tu fix acolo unde trebuie, sau chiar dacă ai apăsat când trebuia, decis că nu vrea să-ți dea comanda pe care tu ai făcut-o, fie că ești online și întârzie ori cu echipierii tăi, ori înainte să-i omori au dispărut de pe ecran că le-a picat netul. Ori e întârziere între mișcări și lovituri și pierzi meciul. Întârzierea, lag-ul, este enervantă. Și asta a fost tot pentru astăzi. Am aici o colecție destul de mare de jocuri pe care v-am mai arătat. Este aceeași, mai am ceva pe PlayStation Plus. Majoritatea jocurilor nu mai sunt în ce aș numi eu jocuri distractive sau interesante pe care vreau să le joc. Dacă aș mai sta în oraș, le-aș vinde cu siguranță, dar în contextul coronavirus să le trimis prin curier e mai scump decât să le dai gratis. Am doar două jocuri ediție specială. Și ca să termin pe o notă mai cultă, aceasta este ultima carte pe care am citit-o și terminat-o, Lev Tolstoi, Spovedanie. Nu mai e în viață, are 150 de pagini, ușor, am terminat-o în câteva ore. E plictisitoare și repetitivă de câteva ori. Putea omul să-și termine concluzia mai repede, am înțeles ce s-a întâmplat. Acum citesc Hitchens, Dawkins, Harris și Dennett, cei patru călăreți care au repornit revoluția ateistă. E interesant, vă recomand, dar la fel, se pierde mult timp și cărțile pot să fie criticate, de atât mai greu să critici un scriitor de carte pentru că omul a depus, nu știu, e mai puțin politicos să critici cărțile. Și în paralel am început Tatuatorul de la Auschwitz, pe care nu o recomand tuturor grupurilor de vârstă, e și un pic mai lunguță, dar e ușor de citit. În 6 ore, are 300 de pagini, în 6 ore nu cred că am o dificultate mare cu Tatuatorul de la Auschwitz. Pe niciuna dintre aceste cărți nu le recomand fără o bază de știut în ceva. Pentru că poți să tragi concluziile greșite. E mult mai simplu să te joci un joc pe calculator care nu te va pune să iei decizii de lungă durată cu privire la modul în care vezi tu viața și valoarea acesteia, așa cum clar o face Tolstoi aici. Îți expune de ce după 50 de ani de curvușăreală, de scris cărți, de dragul scrisului cărților și influențatul oamenilor pentru a vedea care e mai tare în parcare, el însă și s-a întors și a văzut lumină. Ok, și ce faci cu oamenii care au citit tot ce ai scris tu până atunci? Nu poți să sari din lac în alt lac, te aștepți ca toată lumea să te urmeze fără să aibă același proces. Iar la cei patru călăreți nu sunt satisfăcut de exemplele pe care le folosesc ca să-și susțină filozofia și punctul de vedere. E prea simplist, e prea simplu. Nu e atât de simplu, nu e atât de simplu. Gata, am terminat și recenzia cărților, iar Tatuatorul de la Auschwitz se bazează pe povestea tatuajelor cu numerele victimelor Holocaustului de la Auschwitz, Birken. Le mulțumesc patronilor, le mulțumesc membrilor pe canal, le mulțumesc celor care au YouTube Premium, voi ajutați YouTube să stea bine mersi în picioare, cel puțin la mine, pentru că am audiență bună, faină, matură. Sper că v-a plăcut și acest episod mai copilăresc. Nu uitați de share, like și abonare, clopoțelul de notificare. Eu sunt Alex Cosma și până la viitoare, atenție, cad mereu!